Agata Christie, 13 probleme, povestiri, citește Carmen Dumitriu, Lingouri de aur. Nu știu dacă povestea pe care vreau să o spun își are rolul aici, spuse Raymond West, deoarece nu cunosc rezolvarea ei. Totuși, faptele au fost atât de interesante și curioase, încât aș vrea să vă prezint ca pe o problemă și, poate, cu toții vom ajunge la vreo concluzie logică. Aceste întâmplări au avut loc cu doi ani în urmă, când m-am dus să petrec weekendul la un om numit John Newman în Cornwall. Cornwall? întrebă Joyce Lamprier pe un ton ascuțit. Da, de ce? Nimic, mai că e ciudat. Povestea mea este despre un loc tot din Cornwall, un mic sat de pescari numit Rattle. Să nu spui că al tău e același. Nu, no. satul meu se numește Polperan, este situat pe coasta de vest a Cornwallului, un loc foarte sălbatic și stâncos. Îl cunoscusem cu câteva săptămâni înainte și mi s-a părut o persoană cât se poate de interesantă. Un om inteligent și independent, care avea o imaginație romantică. Drept urmare a ultimului său hobby, închiriase Paul House. Era specialist în epoca elizabetană și mi-a descris într-un limbaj vioi și colorat ruta armadei spaniole. Era atât de entuziasmat încât te-ai fi putut aproape imagina că el ar fi fost martor ocular al scenei. E ceva adevărat în reîncarnare? Mă întreb, dar mult mă întreb. Ești așa de romantic, dragă Raymond, zise Miss Marple, uitându-se binevoitoare la el. Romantic este ultimul lucru care mi se potrivește, răspunse Raymond West, ușor să Dar tipul acesta, Newman, era ambibat de asta. Și el mă interesa pentru acest motiv, ca un curios supraviețuitor al trecutului. Se pare că un anumit vas, aparținând armadei, știind fiind faptul că ducea o imensă cantitate de tezauri sub formă de aur din Spania, a naufragiat pe coastele cornului pe faimoasele și amăgitoarele Serpent Rocks. Timp de câțiva ani, așa mi-a spus Newman, s-au făcut încercări de salvare a vasului și recuperarea comorii. Cred că astfel de povești nu sunt neobișnuite, deși numărul miturilor despre vasele cu comori îl depășește cu mult pe cel al vaselor adevărate. Fusese alcătuită o companie care deduse faliment și Newman a putut cumpăra drepturile asupra operației, sau cum s-o numi asta, pe un flag. Vorbea foarte entuziasmat despre toate astea. După el era doar o chestiune de utilaj modern, de ultim răcnet al tehnicii. Aurul se afla acolo și nu se îndoia cât de puțin că putea fi recuperat. În timp ce-l ascultam, gândeam cât de des se întâmplă lucrurile în felul acesta. Un om bogat, precum Newman, reușește, aproape fără efort, ca, după toate probabilitățile, adevărata valoare în bani a descoperirii sale să însemne puțin pentru el. Trebuie să mărturisesc că ardoarea lui m-a cuprins și pe mine. Vedeam galioane îndreptându-se spre coastă, luptându-se cu furtuna, naufragiate și sfârmate de stâncile negre. Simplul cuvânt galion are o rezonanță romantică. Cuvintele aur spaniol îl înfioară pe orice elev, ca și pe un omator. Mai mult, lucram atunci la un roman și câteva scene din el se petreceau în secolul al XVI-lea, așa că am văzut perspectiva de a găsi culoare locală veritabilă din partea gazdei mele. Am plecat vineri dimineață din Paddington într-o foarte bună dispoziție, așteptând cu nerăbdare excursia. Compartimentul era gol, cu excepția unui om care stătea cu fața la mine în colțul opus, era un bărbat înalt, cu înfățișare de ofițer, și aveam impresia că îl mai văzusem undeva anume. Mi-am stors creierii pentru un timp de geaba, dar în cele din urmă mi-am reamintit. Tovarășul meu de călătorie era inspectorul Badgworth și îl cunoscusem când scrisesem o serie de articole despre cazul dispariției lui Everson. I-am reamintit cine sunt și foarte curând stăteam discutând în mod plăcut. Când i-am spus că mă duceam la Paul Perl, a remarcat că era o coincidență ciudată, pentru că și el avea aceeași destinație. Nu vroiam să par băgăreț, așa încât am avut grijă să nu-l întreb ce îl determina să se ducă acolo. În schimb, i-am vorbit despre propriul meu interes pentru locul acela și am menționat galionul spaniol naufragiat. Spre surprinderea mea, inspectorul părea să știe totul despre el. Acela trebuie să fie Juan Fernandez, zis el. Prietenul dumitale nu e primul care a zvârle cu banii, încercând să scoată bani din el. Este o idee romantică. Și, probabil, întreaga poveste este o legendă, am zis eu. Nici o corabie nu a naufragiat vreodată acolo. O, oh, a s a scufundat, bineînțeles, spuse inspectorul, împreună cu multe altele. Ați fi surprins dacă ați ști câte epave există lângă coasta aceea. De fapt, asta mă și determină să mă duc acolo. Cu șase luni în urmă, tot acolo, a naufragiat o tranto. Mi-am că am citit despre asta. N-a murit nimeni, mi se pare. Nu s-au pierdut vieți omenești, preciză inspectorul. Altceva s-a pierdut. În general nu se cunoaște, dar o ducea linguri de metale prețioase. Chiar? Am întrebat foarte interesat. Normal. Am pus scafandrii la lucru în operațiuni de salvare, dar aurul a dispărut, domnule West. Dispărut? Am exclamat privindul lui It. Poate să dispară. Asta e întrebarea, zise inspectorul. Stâncile au făcut o gaură mare în cală. A fost destul de ușor pentru scafandrii să intre pe acolo, dar au găsit cala goală, Problema este dacă aurul a fost furat înainte sau după naufragiu. S-a aflat vreodată în cală? Pare un caz curios, am zis eu. Este un caz foarte curios când te gândești cum sunt lingourile din aur. Nu este un colier de diamante pe care le-ai putea vâr în buzunar. Nu știi că sunt atât de voluminoase și grele? E bine, totul ți se pare absolut imposibil. Nu trebuie să fi fost un hocus pocus înainte de plecarea vasului. Da? Dacă nu e așa, ele trebuie să fi fost luate în ultimele șase luni, și eu mă duc acolo să cercetez chestiunea. L-am găsit pe nimeni așteptându-mă la gară. Ți-a cerut scuze că nu avea mașina sa pe care o trimisese la Truro pentru niște reparații. În schimb, avea cu el un camion de la fermă care aparținea moșiei. Am urcat lângă el și ne-am securat cu grijă printre străzile înguste ale statului de pescari. Am luat-o în sus, pe o pantă abruptă de 20 de grade, zice, am parcurs o mică distanță pe un drum sinuos și am ajuns la porțile cu stâlpi din granit de la Paul House. Casa era încântătoare, e toată sus, pe stânci, cu o priveliște frumoasă spre mare. O parte din ea era de vreo 300-400 de ani vechime, și o aripă modernă îi fusese adăugată. În spate dispunea de pământ fertil de vreo 7-8 acri. Bine ai venit la Paul House, zise Newman e și la semnul galionului de aur. El m-a îndemnat să privesc deasupra ușii de la intrare unde atârna o reproducere perfectă a unui galion spaniol cu toate pânzele ridicate. Prima mea seară a fost cât se poate de încântătoare și instructivă. Gazda mi-a arătat vechile manuscrise privitoare la Juan Fernandez, derulă hărți, îmi indică pe ele poziții cu linii punctate și scoase planuri ale unui aparat submersibil care, recunosc, m-au luit absolut complet. I-am povestit despre întâlnirea mea cu inspectorul Badger, care l-a interesat foarte mult. Sunt oameni ciudați pe coasta asta, zise el dus pe gânduri. Jaful și căutarea epavelor le stă în sânge. Când un vas se scufundă lângă coasta lor, îl consider aproape ca o pradă legală, venită să umple buzunarele lor. Există un tip aici pe care aș vrea să-l vezi. Este un supraviețuitor interesant. A doua zi, dimineața era luminoasă și clară. Am fost dus jos la Paul Peron și prezentat scafandrului lui Newman, un om pe nume Higgins. Era un individ cu fața ca de piatră, extrem de taciturn și participarea lui la conversație a constat mai mult din monosilabe. După ce am purtat o discuție asupra unor aspecte foarte tehnice, ne-am mutat la Three Anchors. O cană mare de bere a mai deslegat puțin limba valorosului individ. Un gentleman detectiv din Londra a sosit, mormăi el. Susține că vasul care s-a scufundat acolo în noiembrie ducea o grămadă uriașă de aur. Ei bine, nu e primul care se scufundă și nici ultimul, Așa, așa, strigă proprietarul de la Three Anchors. Ai spus-o pe cea dreaptă, Bill Higgins. Așa e, domnule Kelvin, zise Higgins. L Am privit cu oarecare curiozitate pe proprietar. Era un bărbat cu o înfățișare deosebită, brunet și oacheș, umeri curios de lați. Ochii săi erau injectați și avea un mod ciudat de rapid de a evita privirea cuiva. Am bănuit că acesta trebuie să fie omul la care se referise Newman când spusese că era un supraviețuitor interesant. Nu avem nevoie ca străinii să se amestece pe coasta asta, zise el, oarecum brutal. Te refer la poliție? întrebă Newman zâmbind. Refer la poliție și la alții, zise Kelvin în mod semnificativ. Și nu uita asta, domnule. Știi, Newman, mi s-a părut că sună ca o amenințare, i-am spus când urcam iar de alu spre casă. Prietenul meu râse. Prostii! Nu le fac oamenilor de aici niciun rău. Am dat din cap plin de îndoială. Era ceva sinistru și necivilizat la Kelvin. Simțeam că mintea lui ar putea să o apuce pe căi ciudate, necunoscute. Cred că din acel moment am început să nu mă simt în apele mele. Dormisem foarte bine în prima noapte, dar noaptea următoare somnul mi-a fost tulburat și întrerupt. Dimineața de duminică a început întunecoasă și morocănoasă, cu cerul acoperit și cu amenințări de tunete în aer. Nu prea m am priceput vreodată să-mi ascund sentimentele, și Newman a observat la mine schimbarea. Ce-i cu tine, West? Ești un pachet de nervi în dimineața asta. Nu știu, am mărturisit, dar am sentimentul groasnic că se va întâmpla ceva rău. E din cauza vremii. Da, poate. N-am mai spus nimic. După amiază am plecat cu barca cu al lui Newman, dar ne-a prins o ploaie așa de puternică încât am fost bucuros să ne întoarcem la țărm și să ne punem haine uscate. Și, în seara aceea, neliniștea mea crescu. Afară furtuna urla și vâjia... Către ora 10, Vigelia se liniști. Numân se uită pe fereastră. Se înseninează, zise el. Nu aș mira dacă va fi o noapte extrem de furtunoasă peste o jumătate de oră. Dacă e așa, am să mă duc să fac o scurtă plimbare. Mi-e grozav de somn, am căscat eu. Nu prea am dormit noaptea trecută. Cred că în seara asta am să mă duc de vreme la culcare. Așa am și făcut. În noaptea precedentă dormisem puțin. În noaptea aceea am dormit greoi ca un buștean. Totuși, somnul nu a fost odihnitor. Eram încă apăsat de o groaznică presimțire rea. Am avut niște vise teribile, despre prăpăstii înfricoșătoare și vaste hăuri în care hoinăream, știind că un pas greșit însemna moartea. Când m-am trezit, ceasul meu arăta ora 8. Capul mă durea rău și groaza coșmarurilor încă mă urmărea. Atât de puternică era aceasta, încât, atunci când m-am dus la fereastră și am ridicat-o, m-am tras înapoi cu un sentiment nou de spaimă pentru că primul lucru pe care l-am văzut, sau m-am gândit că l-am văzut, era un om care săpa un mormânt. Mi-au trebuit câteva minute ca să mă adun. Apoi mi-am dat seama că ciocul era grădinarul Newman și că mormântul era destinat să primească trei noi tufe de trandafir care zăceau alături, așteptând momentul să fie plantate în siguranță în pământ. Grădinarul ridică privirea, mă văzu și-și atinse pălăria. Bună dimineața, domnule! Frumoasă dimineața, domnule! Cred că așa este, i-am răspuns de fiind încă incapabil să înlătur complet de primarea mea. Totuși, așa cum spusese grădinarul, era cu siguranță o dimineață frumoasă. Soarele strălucea și cerul de un albastru palid, clar, promitea vreme frumoasă toată ziua. Am coborât la micul dejun, fluierând o melodie. Nimeni nu avea servitoare care să locuiască în casă. Două surori, între două vârste, care trăiau într-o casă din apropiere, Medeau zilnic ca să aibă grijă de gospodărie. Una dintre ele punea cafetiera pe masă când am intrat în cameră. Bună dimineața, Elizabeth, am zis. Domnul Newman nu a coborât încă. Trebuie să fi plecat foarte devreme, domnule, răspunse ea. Nu era în casă când am sosit noi. Instantaneu, ne mă cuprinsă din nou. În cele două dimineți anterioare, Newman coboruse la micul dejun cum târziu și nu mi-am imaginat niciodată că era unul care să se scoale devreme. Îmboldit de acele presentimente sumbre, am alergat sus la dormitorul său. Era gol și, mai mult, patul era nedesfăcut. La o sumară examinare a camerei, îmi dat seama de alte două lucruri. Dacă Newman ieșise pentru o scurtă plimbare, trebuie să se fi dus în hainele sale de seară, pentru că ele lipseau. Acum eram sigur că reaua mea premoniție a fost îndreptățită. Newman plecase, așa cum spusese să facă o plimbare de seară. Pentru un oarecare motiv nu se întorsese. De ce? A fost fusese un accident? Căzuse de pe stânci? Trebuia căutat imediat. În câteva ore strânsesem un mare grup de ajutoare și cu toții am cercetat în toate direcțiile, stâncile și pe sub ele. Dar n-am dat de nicio urmă lui Newman. În cele din urmă, disperat, l-am căutat pe inspectorul Badger. Fața lui deveni foarte gravă. Mi se pare că e ceva necurat la mijloc, zise el. Sunt niște clienți nu prea scrupuloși prin părțile acestea. L-ai văzut pe Kelvin, proprietarul de la Tree Anchors? Îmi spus că-l văzusem. Știați că văzuse. a stat patru ani în închisoare, într-o violență? Nu mă surprinde, i-am răspuns convins. Părerea generală pe aici pare să fie aceea că prietenului dumitale îi place puțin cam mult să se amestece în care nu-l privesc. Sper să nu fi pățit ceva serios. Am continuat cercetările cu și mai multă vigoare. Abia târziu, după amiaza aceea, eforturile ne-au fost răsplătite. L-am descoperit pe Newman într-un șanț adânc în colțul propriei sale moșii. Era legat zdravă la mâini și la picioare și băgase robatistă în gură ca să fie sigur că asta o să-l împiedice să strige. Era grozav de extenuat și avea dureri mari. După frecționarea încheieturilor de la mâini și picioare și după câteva înghițituri de whisky, a fost în stare să ne povestească ce i se întâmplase. Vremea liniștindu-se, ieșise la o plimbare pe la ora 11 străbătuse ceva drum de-a lungul stâncilor până la un loc cunoscut în general sub numele de Grota Tâlharilor, datorită marelui număr de peșteri care se găseau acolo. Observase niște oameni care descărcau ceva dintr-o bărcuță și coboruse să vadă ce se întâmpla. Indiferent ce marfă era, părea foarte grea și era dusă într-una dintre cele mai adânci peșteri. Fără să bănuiască în mod serios că ceva nu era în regulă, totuși nimeni era contrariat se apropiase chiar foarte mulți fără să fie observat. Deodată cineva dăduse alarma și de îndată doi marinari puternici se aruncare asupra lui și îl făcuseră să-și piardă cunoștința. Când își reveni, se trezise zăcând într-un vehicul de un anumit fel, care mergea hurducându-se, după cum își putea da seama, în sus pe drumul care ducea de la coastă spre sat. Spre marea sa surpriză, camionul intră pe poarta propriei sale case. Acolo, după ce discutară în șoaptă între ei, în cele din urmă, bărbații îl dădură jos și l aruncară într-un șanț, într-un loc unde adâncimea acestuia făcea ca el să fie descoperit cu o anumită întârziere. Apoi camionul a plecat și el s-a gândit că a ieșit pe o altă poartă, cam la vreun sfert de milă mai aproape de sat. Nu putea să-i descrie pe atacatorii săi, cu excepția faptului că era un mod sigur marinari și că după limbaj erau din Cornwall. Inspectorul Badger a fost foarte interesat. De asta depinde unde a fost ascunsă Marfa, strigă el. Într-un fel sau altul, ea a fost scoasă din epavă și depozitată undeva, într-o peșteră părăsită. Se știe că noi le-am cercetat pe toate cele de la grota tâlharilor și nu mai continuăm mai departe. Așa că ei, evident, mutau marfa noaptea într-o peșteră care fusese deja cercetată și probabil că nu s-ar mai fi umblat la ea din nou. Din nefericire, au la dispoziție un avans de cel puțin 18 ore ca să manevreze marfa. Dacă l-au prins pe domnul Newman seară, Mă îndoiesc că vom mai găsi ceva din ea acolo în momentul acesta. Inspectorul plecă în grabă să facă cercetări. Obținut dovezi suficiente că lingourile de aur fusese ascunse, așa cum bănuia, dar acestea au fost din nou transferate și nu exista niciun indiciu în privința noii ascunzători. Totuși, un indiciu exista și inspectorul însuși mi l-a indicat în dimineața următoare. Drumul acela este foarte puțin folosit de vehicule, observă el, și în vreo două locuri urmele pneurilor sunt foarte clare. Unuia dintre pneuri îi lipsește o bucățică în formă de triunghi, ceea ce lasă o urmă absolut inconfundabilă. Se vede că a mers spre poartă. Ici colo, mai e câte o urmă slabă ca a ieși pe poarta cealaltă, așa încât nu este nicio îndoială că noi căutăm vehiculul adevărat. Acum, de ce au ieșit pe poarta cea îndepărtată? Mi se pare foarte clar că acel camion venea dinspre sat. Și nu sunt mulți oameni care posedă un camion, doar vreo doi-trei. Kelvin, proprietarul de la Tree Anchors, are unul. Care a fost prima profesie a lui Kelvin? întrebă Newman. E curios că mă întrebați asta, domnule Newman. În tinerețe, Kelvin a fost un scafandru profesionist. Newman și cu mine ne-am uitat unul la altul. Afacerea părea să se clarifice treptat. Nu l-ați recunoscut pe Kelvin printre oamenii de pe plajă? întrebă inspectorul. Newman dădu din cap. Mă tem că nu pot să precizez așa ceva, zise el cu regret. Nu prea am avut timp să văd mare lucru. Inspectorul, foarte amabil, mi-a permis să-l însoțesc la Three Anchors. Garajul se afla mai sus pe stradă. Ușile sale mari erau închise, dar, luând o pe o mică alee laterală, am găsit o ușă mică ce ducea înăuntru și aceasta era deschisă. O foarte scurtă examinare a pneurilor îi fu suficientă inspectorului. Pe cinstea mea, l-am prins!" exclamă el. Iată semnul mare de o șchioapă la roata stângă din spate. Ei, domnule Kelvin, nu cred că vei fi destul de isteț ca să scap de asta. Raymond West se opri. Și? întrebă Joyce. Până acum nu văd nimic care să facă din asta o problemă. Doar dacă n-au găsit niciodată aurul. Bineînțeles că n-au găsit niciodată lingourile de aur, anunță Raymond. Și nu l-au prins nici pe Kelvin. Cred că el era prea deștept pentru ei. Da, nu prea îmi dau seama cum de-a scăpat. A fost imediat arestat pe baza dovezii semnului de la pneuri. Dar? se ridică un extraordinar obstacol. Vis-a-vis -vis de marile uși ale garajului, se afla o căsuță închiriată pentru vară de o doamnă pictoriță. O, aceste doamne pictorițe!" zise Joyce râzând. Așa cum spui, o, aceste doamne pictorițe!" Ei bine, aceasta era bolnavă de câteva săptămâni și, ca urmare, două surori de la spital o îngrijau. Cea care era de serviciu noaptea își trăsese fotolul lângă geam, unde oblonul era ridicat. Ea a declarat că acel camion n-ar fi putut părăsi garajul fără ca ea să-l vadă și a jurat că, de fapt, nu ieșise din garaj în noaptea aceea. Nu cred că asta constituie vreo problemă, zise Joyce. Sora pe semne adormise. Întotdeauna li se întâmplă. Se știe că li se întâmplă, interveni domnul Petheri convins. Mi se pare că acceptăm fapte fără să le examinăm suficient. Înainte de a accepta mărturia sorii de spital, ar trebui să cercetăm foarte amănunțit buna ei credință. Alibiul care vine cu o promptitudine atât de mare poate inspira anumite îndoieli. Mai este și mărturia doamnei pictorițe, adăugă Raymond. Ea a declarat că avea dureri, a stat treasă aproape toată noaptea și că ar fi auzit în mod sigur camionul, ce ar fi făcut un zgomot neobișnuit într-o noapte atât de liniștită după furtună. Hmm, zise referendul Pember. Acesta este fără îndoială un fapt în plus, avea Kelvin vreun alibi? El a declarat că a stat acasă, în pat, după ora 10, dar nu a putut aduce martor care să-i susțină afirmația. Sora a adormit, repetă Joyce, ca și pacienta. Oamenii bolnavi întotdeauna cred că n-au închis un ochi toată noaptea. Raymond West se uită întrebător la Dr. Pender. Știți, îmi pare foarte rău pentru acel Kelvin. Mi se pare că mergem prea departe în la învinovății. Kelvin făcuse închisoare, pe lângă urma de pe pneu, care pare prea ieșită din comun ca să fie o coincidență, nu prea sunt elemente împotriva sa, cu excepția trecutului său nefericit. Ce ziceți, Sir Henry? Sir Henry dădu din cap. Se întâmplă, zise el zâmbind, să știu ceva despre acest caz. Atât de bine încât nu trebuie să vorbesc. Bine, continuă mă tu, Sir Jane, ce ai de zis? Dar o clipă, dragă, zise Miss Marple. Mă tem că am numărat greșit. Două ochiuri pe dos, trei pe față, iau unul, două pe dos. Da, e în regulă. Ce spuneai, dragă? Ce părere ai? Nu să-ți cam placă părerea mea, dragul meu. Observ că tinerilor nu le place niciodată. Mai bine nu spun nimic. Prosti, mătușă Jane. Hai, spune. Ei bine, dragă Raymond, zise Miss Marple, lăsându-și în poală lucrul și uitându-se astfel la nepotul său. Cred că ar trebui să fii mai grijuliu când îți alegi prietenii. Niște atât de credul dragă, așa de ușor de păcălit. Îmi imaginez că asta ți se întâmplă că ești scritor și ai atât de multă imaginație. Toată povestea aceea cu galionul spaniol. Dacă ai fi fost mai în vârstă și ai avea ceva mai multă experiență de viață, ai fi fost suspicios imediat. Și apoi, un bărbat pe care îl cunoșteai abia doar de câteva săptămâni, Sir Harry izbucni deodată într-un hohot mare de râs și se lovi peste genunchi. Ți-a zis-o de data asta, Raymond? Miss Mapo, sunteți minunată! Prietenul tău, Newman, băiete, avea un alt nume, de fapt mai multe. În prezent, el nu mai este în Cornwall, ci în Devonshire, la Dartmoor, ca să fiu mai exact, pușcăriaș la închisoarea Princetown. Nu l-am prins în legătură cu afacerea lingourilor de aur furate, ci când a vrut să jefuiască o bancă din Londra. Atunci i-am cercetat trecutul și am descoperit o bună parte din aurul furat îngropat în grădina de la Paul House. A fost o idee destul de isteață. De-a lungul întregii coaste din Cornwall se povestesc întâmplări despre galioane scufundate pline cu aur. Asta l-a acoperit pe scafandru și mai târziu lingourile. Dar le trebuia un țapi spășitor și Kelvin era ideal în acest scop. Newman și-a jucat cu medioara foarte bine și prietenul nostru Raymond, celebritatea sa de scritor, a reprezentat un martor care nu putea fi pus sub acuzare. Dar urma pneului, obiectă Joyce. Oh, mi-am dat seama imediat, dragă, deși nu știu despre mașini, zise Miss Marple. Oamenii schimbă câte o roată, știți, i-am văzut adesea făcând asta. Și, bineînțeles, puteau să ia o roată de la camionul lui Kelvin, să o scoată pe poarta mică dinspre alee, să o pună la camionul domnului Newman, să iasă cu mașina acestuia pe poarta dinspre plajă, să o umple cu lingourile de aur și să revină pe cealaltă poartă. După aceea, trebuie să fie adus roata înapoi și să o plaseze la camionul domnului Calvin, în timp ce, cred, altcineva îl lega pe domnul Newman într-un șanț. Nu foarte neconfortabil pentru el și probabil a durat mai mult decât se aștepta până a fost găsit. Mai cred că omul care se prezentase drept grădinar avea grijă de aspectul acesta al afacerii. De ce spui se prezentase drept grădinar, mătușă Jane? O întrebă Raymond curios. Ei bine, nu putea să fi fost un grădinar adevărat, nu-i așa? zise Miss Marple. Grădinarii nu lucrează în luna de după Rusali. Toată lumea știe asta. Ea zâmbi și strânse lucrul de mână. De fapt, acest mic amănunt mi-a dat de gândit, zise ea. Se uită astrul la Raymond. Când ai o gospodărie dragă și o grădină proprie, o să cunoști aceste mici amănunte.